Deci mă vorbesc și despre acest aspect, despre, o să vorbim despre potențialul Brașovului, potențialul economic, despre viitorul Brașovului, deci de ce direcție merge. Ce rol o să aibă prin acest? Cât zic, dumneavoastră, o să plece după ce terminați facultatea din țară. Deci, vreți să lucrați în străinătate? Nu există, nu neapărat de aici, dar există de aici, dar de aici, dar de aici, dar de aici, dar mai bine. Ce despre acest lucru ar trebui să discutăm astăzi, dacă se poate? Ce este mai bine? Și unde este mai bine? La Bruxelles, de exemplu? Asta a fost atracție, de exemplu, pentru... Schimbarea am putea aduce dacă majoritatea companiilor și firmelor sunt cumpărate de străini. Da. Gen firma Queen's, automobile și de toate, este cumpărată, a fost cumpărată anul trecut de o firmă din China. Și acum toată firma Queen aparține unor chinezi. Și toți sunt români acolo. S-a impus program de lucru chinez, 100% chinez, s-a renunțat la cel german și acum nu se mai face absolut nimic bine acolo. Și atunci... Asta trebuie să fie atitudinea noastră, să lăsăm liber această zonă, să plecăm, să vină alții și să oferă soluții? Nu, dar statul nu avea bani să păstreze firma în continuare, din câte am auzit, așa că au acceptat oferta celor din altă țară, care au schimbit. Da. Și asta se întâmplă la majoritatea organizațiilor și firmelor. Deci se poate generaliza și... Dacă vorbim de, sau vorbesc de generația voastră, atunci eu vorbesc de următoarele 20 de ani. Deci, următoarele 20 de ani. Da. Deci, generația asta, tânără, chiar dacă pleacă în prima fază în străinătate, poate să aducă o schimbare în oamenii asta? Da. Greu. Este. Deci, dacă ar fi ușor, nici pentru chinezi, nici pentru german, nu este ușor să facă schimbare. Cum credeți, individualismul domină acum sau cooperarea? Individualismul este o soluție pentru a schimba ceva sau nu? Suntem dispuși pentru cooperare sau nu? Da. Nu să mă gândesc așa. Și cum? Da? Din păcate, mulți în țara asta își vor binele numai pentru ei. Gen, gândesc egoist și preferitor. Eu, sincer, dacă aș fi în locul lor, aș gândi să fie bine la toată lumea, că după aceea, efectiv, dacă tuturor din țară le este bine, atunci țara devine mai bogată și se și ție mai bine după aceea. Și nici nu pleci nicăieri. Exact. După părerea voastră, în Europa, care sunt statele care ar putea să fie, de exemplu, de Yeah. Not at the moment.
care ar fi domeniile care am de într-adevăr am avea așa? Austria, sunt da. Dacă din Austria, și de ce nu se comportă așa cum se comportă? Pentru că nu este țara. Nu este țara. Deci îți poate. În schimb, atitudinea cum e, cum se comportă acasă, ar fi un model pentru... De ce n-am putea? Nu am întrebat. Deci sunt câteva întrebări și eu v-aș prezenta niște lucruri în care am încercat să simt ce. Să asigurăm un cadru pentru cooperare. Și încă o întrebare. În economie vorbim de competiție sau cooperare? Aș avea o întrebare, dacă se poate. Credeți că fenomenul de globalizare este benefic și, dacă da, pentru cine? Nu sunt adeptul globalizării. În schimb, trebuie să vedem ce se întâmplă în țările moderne, care altfel abordează lucrurile decât țările est-europene. Și aici nu suntem mai răi decât lucrurile sau moldoveni, sau ucraineni, sau lucruri. Era vorba de cooperare și totuși între România și Germania sau Austria, de s-a vorbit despre cele două țări. În România se produceau tractoare, acum nu se mai produc, se produc în Germania. Și atunci suntem împreună, cooperăm. Deci putem fi nostalgici, dar situația ce a fost și la Brașov acum 20 de ani, nu se poate readuce, eventual se poate construi ceva nou. Și acel ceva nou începe. Acel ceva nou trebuie să vedem. Care ar fi acele probleme? Materie ce nu și avem, noi ca români. Deci creiere avem suficiente și în Brașov. Important e dacă suntem lăsați să gândim și să aplicăm ceea ce gândim. Asta e altceva. Pentru că fiind într-o cooperare, în ghilimele, cu Uniunea Europeană, avem voie să gândim limitat. Da. Bun, dar scârție. Europa scârție. Uniunea Europeană... Da, scârție. Și noi avem, apropo de domnul de dinainte, noi avem totuși ceva care nu se poate distruge atât de ușor, și anume pământul. Cred că agricultura pe viitor va fi un domeniu în care se poate vorbi de dezvoltare în România cu adevărat. Și mă refer la asociații care să preia să exploateze pământul în mod corespunzător. Și nu oricum. Și nu oricum. Ar mai fi niște întrebări. Deci promovăm consumul în continuare. Deci dacă promovăm consumul, atunci trebuie să producem mult. Oare este nevoie să producem atât de mult? Ca să avem, deci pentru bani? Sau pentru că producția mare înseamnă și pierdere. Sau ar trebui să tragem puțin frânele. Da? Da. Foarte multe probleme. Da. Bun. Deci acolo despre clastere. Și ce înseamnă un cluster? În primul rând înseamnă cooperare între mai mulți actori. Dacă vorbesc de clastere și ăsta s-a format și în mintea mea de anilor, atunci trebuie să vorbesc despre viitor. Și dacă vorbesc despre viitor, atunci trebuie să vorbesc despre tine. Despre rolul lor în această stima. Este foarte bine. Acum școala sau universitățile, facultățile, creează acest cadru ca să aveți posibilitatea să vedeți în ce direcție am putea merge. Foarte bine.
proaspătă, generația veche care vă învață este pregătit ca să vă oferă niște detalii despre niște informații despre SIVA, despre SIVA sau nu. Nu știu dacă, cum vedeți profesorul noștri. Dacă văd ei viitorul Brașovului, dacă văd viitorul regiunii, dacă văd viitorul dacă văd viitorul regiunii, de exemplu, ați auzit de o regiune mare, țările din deci toate țările, 17 sau țările câți? 14. 14 state de-a lungul lumii. Deci dacă ne gândim, deci pentru mine, în viitor, acesta ar fi Europa mai restrâns. Pentru zona noastră. Pentru zona noastră. Deci, unde sunt și germani, unde sunt austrieci, Bulgaria, Slovacia, fostele state ale Iugoslaviei și statele din jurul nostru, Ucraina, Bulgaria, Moldova. Deci, pentru acest spațiu, da? Deci, în acest spațiu, va fi o cooperare, atunci se poate simți foarte. Deci, un potențial ce există în aceste state, în această regiune, nu există în lume așa ceva. Dacă venim mai aproape de noi, România, dacă vedem, dacă analizăm ce are, de exemplu, Moldova de Lord, Ucraina, ce are Baraguleșul, ce are Transilvania, ce are Transilvania de Sud, deci Alba, Brașov, Sibiu, Mureș, Radita, Covasta, și aici avem un potențial extraordinar. Putem vorbi de potențialul silvic, putem vorbi de potențialul agricol, turistic, montan, cultură. Deci toate astea ar trebui să reprezintă baza pentru dezvoltare.